cartea audio Împreună lucrători cu Dumnezeu de Traian Dors. Apărător al adevărului. Jumătate din lucrarea Evangheliei este lucru, este muncă și osteneală, iar cealaltă jumătate este apărare, este curaj, este luptă. Păstorul cel bun are nu numai grija păstoririi, nu numai grija hranei și a adăpării oilor sale, ci o tot atât de însemnată grijă are și trebuie să aibă și de apărarea turmei sale, de adăpostirea și de paza ei spre a oferi de orice atac răufăcător. Lucrătorul bun are nu numai grija să lucreze, ci și grija ca lucrul pe care îl face să fie ocrotit de primejdii. Împăratul cel bun are nu numai grija ca țara lui să meargă bine înăuntrul ei, ci și să fie bine apărată la hotarele ei, spre a oferi de orice nevăritor hrăpăreț. Tot așa face și ziditorul înțelept și vrednic. Cu un ochi privește înăuntru, iar cu unul în afară. E cu o mână pe mistrie, iar cu cealaltă pe sabie. Cu o jumătate de grijă construiește, cu cealaltă jumătate apără ceea ce a construit. Așa făcea omului Dumnezeu Neemia, la vremea sa, când înălțarea zidurilor cetății îi fusese încredințată lui. Și când vrășmașii, atât dinăuntru cât și din afară, pândeau să nimicească lucrarea Domnului. Când tot felul de iscoade mișunau pretutindeni, când și prostia dinăuntru și răutatea din afară erau la fel de primejdioase, când și lucrătorii și lucrarea erau la fel de urmăriți. Neemia, capitolul 4, versetele de la 1 până la 23. Bunul conducător și credinciosul zidar Neemia a știut atunci acest mare și însemnat adevăr, că lucrarea lui Dumnezeu în astfel de împrejurări are nevoie tot atât de mare de curaj, cât tare și de înțelepciune. Că adevăratul împreună lucrător al lui Dumnezeu nu este și nu poate fi un om fricos, care atunci când se ivește primejdia, să lase lucrarea și să fugă, să lase zidul în voia dărâmătorilor și să alerge la adăpost, să-și lase turma în voia lupilor și să se ascundă pe unde poate, ci să apere acestea cu orice preț. Ar trebui să citim mai des despre curajul marilor lucrători ai lui Dumnezeu dinaintea noastră. Ar trebui să privim mai adânc în viața celor ale căror nume Biblia ni le amintește cu cinste și cu vrednicie, ca să luăm pildă și să ne încredințăm și noi că în zadar am lucrat dacă nu apărăm, că în zadar am cucerit dacă nu păstrăm, că în zadar am adunat dacă nu știm păzi. Nesocotința unei clipe poate pierde tot rodul unei lupte de o viață întreagă. Să nu uităm aceasta niciodată și niciunul dintre noi. Frate împreună lucrător al lui Dumnezeu, nu fii nici nepăsător, nici fricos, nici ușuratic în ceea ce privește munca și paza în lucrarea lui Dumnezeu. Fii atent, fii curajos și fii statornic. Aceasta va face uneori chiar mai mult decât a lucra. Un singur paznic treaz și curajos poate apăra uneori cât au lucrat 100 sau 1000 de muncitori harnici. Atunci el face cât 100 sau cât 1000, dar și când doarme, când trebuie să vegheze sau dacă fuge când trebuie să lupte, pierde tot atât. Totul este să-L iubești pe Dumnezeu cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău. Să iubești lucrarea în care ai ajuns prin voia lui Dumnezeu, cu toată statornicia ta și cu toată jertfa ta. Și să-ți iubești slujba pe care ți-a încredințat-o Hristos în oastea Lui, cu toată îndrăzneala ta. Atunci, oricât ai fi de slab, ori de neștiutor,
poți deveni un puternic apărător al adevărului contra minciunii, al credinței împotriva rătăcirii, al curăției împotriva păcatului, al nevinovăției împotriva nedreptății, al fraților împotriva vrăjmașului, al lui Hristos împotriva mamonei. Când nu poți prin puterea ta să o faci prin jertfa ta, când nu poți prin cuvântul tău să o faci prin tăcerea ta, când nu poți prin nimic altceva să o facă măcar prin prezența ta acolo, prin statornicia ta, prin rămânerea ta în locul unde ai fost așezat, cu orice preț și cu orice jertfă. Chiar dacă nimic nu poți nici spune, nici face, nici apăra, rămâi totuși acolo, la locul tău. Aceasta va fi o mare încurajare pentru cei care fac și apără. Iar în ziua biruinței și a răsplătirii, vei putea și tu să te mângâi fericit cu gândul că atunci și tu ai fost acolo. Că chiar dacă n-ai putut face altceva, măcar n-ai fugit cu fricoșii, ci ai rămas cu cei care au avut curaj. Și Hristos te va încuruna împreună cu ei. Slavă veșnică ție, măreț biruitor Iisus Hristos! Tu ne-ai învățat că Evanghelia ta este un curaj sfânt, iar cuvântul tău, cel puternic, ne poruncește din fiecare verset: nu vă temeți, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Îndrăzniți, că eu am biruit lumea. Și iată, eu cu voi sunt în toate zilele vieții și în toate luptele, până în vecii vecilor. Te rugăm, Iisuse Doamne, dăruiește Duhul Sfânt al curajului tuturor lucrătorilor Tăi și pune în inimile lor o statornică îndrăzneală totdeauna în apărarea adevărului Tău. Nu-i lăsa să facă niciodată pace cu păcatul, cu desfrâul, cu necinstea, cu rătăcirea, cu dezbinătorul, cu înșelătorul și cu dărâmătorul lucrării Tale, ci, credincioși, statornici și îndrăzneți, să apere adevărul în orice vreme și dreapta lor să strălucească prin isprăvi minunate. Psalmul 45, versetul 4. Amin. În clipa mărturiei tale, dezbracă-mi teama și sfiala, să înfrunt cum cere adevărul, trufia, mlaștina și fala, și îmbracă-mă în puterea plină de stăpânire și dreptate, ce totdeauna face cinste soliei tale adevărate. În clipa rugăciunii tale, dezbracă-mi gheața și amorțirea, să-mi o înalți cu vrednicia ce o cere taina și sfințirea. Și îmbracă-mă cu raza sfântă ce arde în para mântuirii, să-mi ducă rugăciunea până la tronul veșnic al măririi. În clipa încercării tale, dezbracă-mă de nerăbdare, să-mi pot sui întreg calvarul cu liniștită ascultare. Și îmbracă-mă cu încredințarea că toate-mi vor sfârși cu bine, ca mărturia vieții mele să-mi fie vrednică de tine. Curajul împăratului. Despre marele Napoleon, împăratul Franței, se spune printre altele că era un om plin de curaj, că în timpul celor mai grele bătălii, el rămânea în mijlocul oricăror primejdii, neînfricat, la locul lui. Împărate, i-a zis odată un general, de ce nu te ferești puțin? Uite cum cad gloanțele, ca grindina. Generale, i-a zis Napoleon, glonțul care să mă omoare pe mine încă nu s-a fabricat. Când va fi, în zadar mă voi ascunde de el.
Rânduit este omului să moară. Evrei, capitolul 9, versetul 27. Dar ferice de cei ce mor în Domnul. Apocalipsă, capitolul 14, versetul 13. Fiul meu, cât adevărul fiți va în inimă și în gură, nu te teme niciodată de întreaga lumii ură. Căci oricât întâi tu fii vei pe nedrept târât în tină, până la urmă adevărul te va scoate la lumină. Și pe cât de mândră-i ziua după noapte de furtună, tot așa și adevărul înălțat după minciună. Ce spun sfinții noștri părinți? Nimic nu ne poate apropia mai mult de Dumnezeu și nimic nu ne poate face mai asemănători cu El decât dragostea inimii noastre pentru Hristos și împlinirea de bunăvoia noastră cu bucurie a voii Lui. Dragostea vine din bunăvoință, iar bunăvoința vine din dragoste. Hristos n-a dat ca semn de recunoaștere pentru ucenicii Săi în lume minunile, ci dragostea. Dragostea statornică, fierbinte și de bună voie. Sfântul Ioan Gură de Aur. Toate virtuțile nu sunt decât bunăvoința și dragostea față de Dumnezeu sub diferite forme. Fericitul Augustin. Dragostea desăvârșită stă în disprețuirea de bunăvoie a slavei lumii, a bogăției și a sărăciei, a plăcerii și a întristării, a tot ce-i vremelnic, pentru numele și pentru voia lui Iisus Hristos, Domnul nostru, Sfântul Maxim Mărturisitorul. Eu n-am chemat pe nimeni să pornească pe urmele mele, dar i-am chemat pe toți să pornească din dragoste și de bunăvoie pe urmele Domnului Iisus Hristos spre Golgota. Frații mei, scris este, acela care pune mâna pe plug să nu se mai uite înapoi. Luca, capitolul 9, versetul 62. Așa și noi, prin oricâte lupte și necazuri, am avea să mai trecem înainte, numai înainte. Părintele Iosif Trifa. Cine va iubi adevărul, îl va și apăra oricând, cu curajul cel mai mare și cuvântul cel mai blând. Dar curajul cel mai mare nu-i doar vorba care o spui, ci dovada luminoasă a înfăptuirii lui. Când simți valul de asuprire al vrăjmașului Hapsân, pentru adevărul care sfânt îl porți curat în sân, crede și întărind piciorul, stai la locul tău, stăpân. Apa trece, că e apă, însă pietrele rămân. O nume sfânt ce și-n cuvinte și-n tăcere te ador, de tine spline a mele cânturi și-n forma și-n miezul lor, de tine-i plină și-a mea minte și inima până în străfund. De tine plină mi-e ființa și în ce mă arat și în ce mă ascund. De aceea, după ani de lacrimi, aleg tot suferința ta și până în veci de-ar fi asemeni, eu nu m-aș despărți de ea. De tine mi-am legat viața și soarta întreagă pe pământ. De tine sufăr și mă bucur, de tine lăcrimez și cânt. De tine alături portocara, acum când ești bagiocorit. Disprețuiesc orice mărire, pe lângă al tău calvar slăvit. De tine alături merg, Iisuse, oricât va ține al tău calvar. Mi-e mai de ajuns ca orice plată, al suferinței tale har. De mii de ori mai fericită-i ocara ta cu tine în rând, ca libertatea fără tine și râsul când tu gemi urcând.